represiunea sovietică în Basarabia a început chiar în zilele în care armata și administrația românescă se retrăgeau dincolo de Prut, după ultimatumul dat de Moscova în ziua de 26 iunie 1940. României îi se acordau doar 48 de ore pentru a evacua Basarabia și nordul Bucovinei. Armata Roșie și trupele NKVD au trecut în Sănistrul imediat. Populația civilă a fost supusă la jafuri, torturi și asasinate. S-au operat arestări în masă, în scurt timp închisorile nu mai dispuneau de spații liberi, lumea era sancționată pentru crime absolut inventate. Bunicul lui Vasile Jomiru a fost unul dintre țăranii basarabeni care au avut de suferit. În dosarul căgăbiștilor a zis că iată, ăsta este un încheabur, cum îl numeau ei, culac, care au exploatat chipurile, țărănimea. Regimul sovietic a declanșat distrugerea sistemului economic și a identității naționale. În vara lui 1940 a început naționalizarea. Sute de mii de familii au rămas fără proprietăți. La 26 august, prin decret, 60.000 de basarabeni au fost trimiși la muncă forțată. Într-un singur an, numărul lor a ajuns la 100.000. Este vorba despre o muncă extenuantă, subnutriție, chiar inaniție, lipsă de condiții elementare de trai, lipsă de asistență medicală sanitară și mortalitate înaltă. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1940, 22.000 de basarabeni au fost deportați. Familiile au fost dezmembrate, bărbații fiind trimiși în lagăre diferite de cele în care au ajuns femeile și copiii. Este și tragedia prin care a trecut familia Valentinei Sturza. Bunicul, mama, tatăl și frații ei au ajuns în locuri de exterminare diferite. Am dus chinuri de cele acolo, pustiurile celea Cazastanului, am dus foamea când începea vânturile celea, nisipul celea îți astupa ochii, gura. Au trăit în barăci de lemn în condiții inumane până când au reușit să fugă și să se întoarcă în Basarabia. Însă teroarea nu a luat sfârșit. După 10 ani, toată familia a fost arestată din nou pentru evadare. Alții au plătit cu viața. Tatăl Veronicăi Gărbălău a fost arestat fără judecată în anul 1944 și a murit în închisoare. Știți în ce împrejurări s-a întâmplat să moară? Nimic. Probabil că a fost împușcat. Între 5 și 9 iulie 1949, un alt imens val de deportări a cuprins 40.000 de basarabeni, majoritatea români, dar și ucrainieni, ruși sau evrei. Documentele confirmă că în anii 1946 și 1947, sovieticii au organizat Marea Foamete. Unul din 9 basarabeni a murit atunci. Vasile Jomiru era copil pe atunci, dar nu poate uita nimic. Sovieticii aveau grijă ca în sate să nu mai rămână nimic de mâncare. Lângă sunt cireși, niște cireși, într-o căldărușă aveam mică, am strâns eu cireșile cele și vedeam, m-am întors în sat, mi-a ieșit în întâmpinare președintele Sovietului Sătesc și mi-a luat cireșile cele. La Chișinău, despăgubirea victimelor represiunii sovietice și restituirea proprietăților se află acum abia la început. În 1989 a fost dată o lege de reabilitare. Și am plâns atunci de tare, oricât de bucurie, oricât de scârbă, că atâția ani am fost pedepsit și am fost, știți, sub presiune. În august 2012, Chișinăul a interzis prin lege afișarea simbolurilor comuniste, dar experții europeni ai Comisiei de la Veneția consideră că legea încalcă libertatea de exprimare. Simbolul ăsta al săcerea și ciocanul ăsta trebuie de fapt lichidate pe fața pământului, deoarece cu săcerea se vede singură săcerea ceea care ei au săcerat sute de mii de vieți omenești. Sunt răni care nu prea se pot închide. Noi sute de ani față că suntem sub talpa lor. Cum poate să închide? Tragedia constă în faptul că nu toți conștientizează lucrul ăsta. În timp ce holocaustul nazist este permanent sancționat, crimele din timpul gulagului sovietic nu au fost judecate nici până astăzi.